exagerat dacismului. Religia dacilor, limba dacilor, hrana dacilor. Deci, și ideea de eliminare a latinismului. Acum, limba română dovedește că nu dacismul a avut rolul dominant, ci a avut rolul dominant latinismul. Însă, pe plan religios, nu avem voie nicio confesiune să spunem că suntem aici creștini de mai bine 2000 de ani. E dovadă din cultură să zici că ești creștin de mai... înseamnă că îi bași și pe dragi la creștini. Unii asta ar dori. Nu se vorbește de confesiuni în primele secole. Deci nu avem voie să mergem până acolo. În schimb, cine erau soldații din legiunea Gemina? Cine erau soldații din romani? Erau mulți dintre ei creștini și erau trimiși la periferia Imperiului, tocmai datorită credinței lor. Acești creștini din legiunile romane și-au trăit credința? Acești creștini au fost focare de credință, repere de credință. Și până la retragerea aureliană, deja creștinismul avea vetre de credință. Bun, cine a dus acele vetre? Deci nu putem, n-am nimic să reproșez la Sfântul Andrei, dar să reducem toată încreștinarea poporului român la Sfântul Andrei este inexact. Creștinarea poporului român n-a depins de un om. Și creștinarea poporului român a fost și pe calea aceasta a coloniștilor. Pentru că dacă acceptăm că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a folosit mai multe poduri, să zic poduri, pentru că de fapt aduce creștinul este un pod între Dumnezeu și om. Ceea ce poate m-a durut, salut că există o catedrală națională, dar ceea ce m-a durut, prea mult Andrei, prea puțin Hristos. Punct.